Vești bune pentru ploieștenii racordați la sistemul centralizat de termoficare. Lucrările la cazanele 5 și 6 au fost finalizate. Și am fost informați că vom obține și ieșirizarea la cazanul 5, putând fi predat către municipalitatea în vederea producerii acestui termen. Scandalul pare să nu se fi încheiat însă, președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, fiind de părere că au existat alte interese la mijloc atunci când s-a decis sistarea furnizării apei calde în Ploiești. Am ieșirizat 5 și 6-le pe 5 ani de zile, da. Și 2-ul acum că merge 5-ul, 2-ul trebuie reparat. Nu cum a gândit cel care avea atunci delegat serviciul de termie să oprească CAF-ul 2 în timpul verii, că vezi, Doamne, nu merge CAF-ul 2. Uite, CAF-ul 2 merge, asta înseamnă că până la urmă am dreptate și au fost alte interese și alți oameni care au spus minciuni și au ținut oamenii fără apă caldă 2 luni și ceva de zi. E bine când se termină totul cu bine. Așadar, potrivit șefului executivului județean, singura problemă care mai trebuie rezolvată de autoritățile ploieștene este cea legată de achiziționarea de gaze naturale. Sper ca domnul primar să se concentreze pe achiziția de gaze, că nu s-a inventat un cer care să meargă fără gaze. Că nu, cetățenii știu că trebuie să sancționeze orice lipsă de preocupare administrativă în interesul dumnealor. Între timp, primarul municipiului Ploiești, Andrei Volosevici, a propus Consiliului Local să voteze un proiect de hotărâre care prevede menținerea prețului gigacaloriei pentru populație la nivelul stabilit în anul 2019, diferența urmând a fi suportată sub formă de subvenție de la bugetul local al orașului. Proiectul de hotărâre inițiat de primar a fost trimis conform procedurii spre analiză direcțiilor de specialitate din primărie și comisiilor din Consiliul Local al municipiului Ploiești, urmând să fie supus votului în viitoarea ședință a CL-ului. Dacă se aprobă, prețul gigacaloriei va rămâne stabilit la 186,97 de lei fără TVA, măsura urmând să se aplice în perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2023.